s-a făcut adunarea de la Alba Iulia care a hotărât unire. Dar, de fapt, toate aceste evenimente au fost dublate de acte juridice. Fără ele. Adică, da, de acte juridice și, în primul rând, sigur, în primul rând de politică internă, adică de constituire și dezvoltarea statului modern român, și în al doilea rând de recunoaștere internațională, pentru că dacă mai țineți minte, v-am explicat într-o emisiune specială despre dreptul istoric. Dreptul istoric care conține o serie întreagă de elemente, la sfârșit, ultima calitate pe care trebuie să o îndeplinească dreptul istoric al unui popor și al unei națiuni, este recunoașterea internațională. Adică să fie recunoscut ca stat independent, suveran și să înceapă să aibă relații diplomatice, economice, de toate felurile cu, dar în primul rând, relații politice și, doi, să fie recunoscut prin ceea ce se numește în legislația internațională statutul de subiect de drept internațional.